găsit, dragii mei, bine l-am regăsit la un nou vlog. Știu că nu am mai postat de mult, nici nu am avut ce, nici nu am avut idei ce să mai postez. Și plus că la noi a fost foarte, foarte cald și credeți-mă că nu mai dispoziție să filmez, nu am avut. Am zis astăzi să filmez așa un vlog, probabil va fi un vlog mai scurt, dar nu contează, important este să filmezi ceva, să postezi ceva. Vă mulțumesc că deși a dezabonat vreo 3 persoane, deja au început alte persoane să se aboneze, așa că vă mulțumesc, mergem tot înainte, pentru că va fi și bine. Mie nu știu ce mi s-a făcut aici, pe buză, buza de sus, am văzut azi dimineața când m-am trezit, știu că n-arat prea bine, dar asta se mai întâmplă și așa ceva. La noi vremea este foarte urâtă, plouă, dar e foarte bine în același timp. Pentru că, în sfârșit, s-a mai răcorit afară, pentru că au fost temperaturi foarte, foarte mari. Și acum chiar e ok să se răcorească. Eu sunt în bucătărie. M-am pus să fac să fac un ghiveci de legume, pentru că, la fel, nici cu mâncarea nu mai știu ce să fac de mâncare. Și fac un ghiveci. Foarte cald aici în bucătărie, dar trebuie să stau ca să amestec în ghiveci. Așa că, da, Nati este acasă și ea, este în cameră, nu știu, se uită pe TikTok sau nu știu ce face. Haideți să vă arăt și vouă. Am pus aici multe, multe legume, am pus o ceapă roșie, una galbenă sau albă, cum eu zice. Am mai pus o vânătă, 2 ardei și un cartof. Și le-am condimentat. Și așa arată ghiveciul. Am pus boiar, sare, piper, usturoi granulat și chili. Apoi urmează să pun, când se călesc bine toate aceste legume, urmează să pun roșii decojite. Vreau să vă mulțumesc din suflet, pentru că, după cum am zis, câteva persoane s-au dezabonat de la canalul meu de YouTube, însă am văzut că deja începem să urcăm înapoi în numărul de abonați. Vă mulțumesc din suflet, asta înseamnă că voi nu vă doriți ca eu să renunț la YouTube și, sincer, acum nu mai îmi doresc nici eu. Chiar vreau să continui cu YouTube, vreau să merg mai departe, pentru că îmi place ceea ce fac, dar, bineînțeles, nu voi avea ce să postez în fiecare zi. Voi posta măcar o dată, haide, două ori pe săptămână, dar o dată, dacă postez, e suficient. Voi încerca să fac și alt fel de vloguri, nu știu, cu altceva, dar nu știu cu ce. Nu știu dacă o să puteți să-mi lăsați comentarii, de fapt, să-mi lăsați în comentarii jos ce ați vrea să mai filmez la mine pe canal, pentru că am înțeles că YouTube-ul dezactivează comentariile, acum nu știu dacă acestea vor fi dezactivate sau nu. În caz că nu vor fi dezactivate, vă rog din suflet să îmi lăsați acolo ce ați mai vrea să vedeți la mine pe canal, ce să mai postez, că eu sunt în pană de idei, habar nu am. Am o freză de casă, să spun așa. Doar m-am pieptănat și mi l-am prins aici cu o plamă. Trebuie să mă și vopsesc pe păr zilele acestea, pentru că deja se vede aici la rădăcini culoarea naturală a părului meu. Și da. Sincer, pe căldura care a fost, am avut chemie să mă vopsesc pe păr, nici să filmez, nici să fac mai nimic. Doar stăteam în casă la ventilator sau dacă veneam în bucătărie să fac ceva de mâncare, la fel purtam ventilatorul acela după mine, săracul, nu știu cum mai funcționează, la cât a fost de supra-solicitat în perioada aceasta când au fost căldurile acestea insuportabile. Am înțeles că se răcește vremea, scad și temperaturile și pentru mine e o binecuvântare. Da, astăzi mare lucru nu o să mai fac. Am pus la spălat rufe, dar nu o să le pot întinde afară pentru că plouă.
O să le pun pe uscător în cameră. Fac acest tipeci și cam atât. Dacă dau aspiratorul astăzi și cam atât, trebuie să cobor până jos la magazin să mai cumpăr câte ceva. Și altceva nu o să mai fac pentru că nu mai am ce. Următorul vlog nu știu când va apărea, probabil săptămâna viitoare sau habar nu am când voi mai avea ce să filmez. Mare lucru, nu am ce să vă mai arat astăzi. Am vrut doar să vă arat ghiveciul meu și să stau puțin de vorbă cu voi, să vă mulțumesc că ați început să vă mai abonați la canalul meu și că sunteți alături de mine, nu m-ați părăsit. Și cam atât, nu știu, mare lucru, v-am zis, nu mai fac astăzi, așa că nu mai am ce să filmez. Săptămâna viitoare o să merg cu Nati să-și cumpere haine pentru școală, rechizite și-a cumpărat deja. Așa că poate o să mai filmez atunci, să vă arăt ce haine și-a cumpărat. Și poate o să filmez puțin și prin magazinele prin care mergem. Și nu știu, dacă mai am ceva mai special, mai nou să filmez, cu siguranță o să filmez și o să pun vlog. Vlogul de astăzi, am zis, și mă mai repet încă o dată, va fi unul mai scurt, de 4-5 minute, dar nu contează, e bine și atât, decât nimic. Eu vă las acum, pentru că, sincer, v-am zis, nu mai am ce să filmez. Și ne vedem în vlogul următor, nu știu când va fi, săptămâna viitoare, cu siguranță, într-o zi, voi mai pune un vlog, voi mai posta un vlog, nu știu ziua în care voi posta. Dar voi nu uitați să vă abonați, să mă susțineți cu o abonare, cu un like, cu ce vreți voi, să fiți alături și am zis, nu o să mă las pe YouTube, o să continui pe YouTube-ul pentru că îmi place ceea ce fac, pentru că îmi doresc să fac YouTube și pentru că am încredere în mine că mi crește și numărul de abonați. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!